Zicem că odată și odată trebuie să apară la noi, spunem, un erou național sau o formațiune care să poată schimba situația în această țară. Fiindcă noi nu putem să ne permitem ca și în acest an să pierdem noi, fermierii, fiindcă până la urmă vom pierde noi, fermierii, țărănimea din Republica Moldova. Mergeți în satele noastre, veți vedea ce se întâmplă în satele noastre. Sate pustiite, și asta este, ori nu spunem așa, o politică care se face planificat. Oamenii să aibă condiții rele aici în Republica Moldova pentru business, oamenii să plece din Republica Moldova, să mai trimite din când în când niște bani aici în Republica Moldova, dar cei care astăzi, spunem așa, conduc această țară, ei nu au nevoie de oameni, ei au nevoie de acest pământ și vor găsi niște mijloace ca să lucreze acest pământ.